În acest an special pentru misiunea Hristic, an în care celebrați cu bucurie și recunoștință două decenii de dedicare, de muncă, de slujire în via lui Dumnezeu, vin și eu cu mulțumire pentru slujirea pe care ați făcut-o în comunitatea DETA, aducând acolo cuvintele vieții, speranță și alinare celor în nevoie. Fiecare an din acești 20 au fost o piatră de hotar în slujirea Domnului și în împlinirea misiunii pe care v-ați asumat-o cu atâta dăruire. 20 de ani înseamnă perseverență, adică ați mers înainte, indiferent de condiții. 20 de ani înseamnă vitalitate, adică demonstrați bucurie și dăruire la fiecare slujire pe care o faceți. 20 de ani înseamnă maturitate, adică cu fiecare slujire ați căpătat mai multă experiență, iar lucrul acesta se vede. Vă mulțumim pentru lucrarea extraordinară pe care o faceți în comunitatea noastră și ne dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu har de sus, să vă binecuvinteze cu belșug și întotdeauna El să însoțească slujirea voastră cu rod bogat. Felicitări încă o dată pentru cei 20 de ani de slujire extraordinară!